ce nu ar trebui să facă un părinte atunci când copilul îl scoate din sărite? Cred că cel mai important este să nu reacționăm în oglindă, să nu facem exact ce face și copilul. Dacă copilul s-a enervat, să ne enervăm și noi să ridicăm tonul. Dacă copilul refuză să facă ceva, noi să ne montăm și să reacționăm în același mod, intrând într-o luptă de putere. Așadar, cel mai important este să nu ne pierdem cumpătul și să nu o luăm personal. Cred că cea mai bună idee, de altfel, este să ne aducem aminte că înainte să corectăm un comportament, ar fi bine să ne conectăm cu copilul. Deci conectare, corectare. Dacă noi ne domolim și nervii și glasul, atunci copilul se domolește și el. Și e mult mai ușor să obții ceea ce îți dorești de la copil atunci când ești într-o stare calmă. Deci întâi te conectezi cu copilul, apoi îi corectezi comportamentul. Dă click pe linkul din descriere și înscrie-te la webinarul 7 tehnici ca să eviți severitatea și pedepsa, dar să ai totuși un copil disciplinat.